acela în care se dau premiile filiale. Premiile filiale se dau pentru anul trecut, cele ale filialei, iar premiile speciale se dau și pentru anul trecut și chiar și pentru anul ăsta. Dar tot pentru anul trecut le dăm. Pentru că în regulament spune așa, se dau 3 premii ale filialei, din fondurile filiale și se mai pot da premii speciale din sponsorizări. Deci, ca să știți foarte clar, premiile sunt speciale, sunt din sponsorizări și anul acesta, din 3 surse de sponsorizare, iar premiile filiale sunt premiile filiale. Aș vrea să fac o precizare la început și rog mai ales pe băcăuani. Haideți să nu mai spunem scriitori băcăuani. Haideți să folosim sintagma corectă, scriitori ai filialii Bacăului. Pentru că altfel, cei care sunt, sau scriitori, e mai bine, pentru că cei care sunt din alte județe și am întâlnit această reacție, a zis, domnule, dar noi nu suntem băcăuani, adică acum băcăuani, noi ne puneți tot în ăla la Bacău. Păi și pe bună dreptate, cei de la Suceava sunt membri ai filialei, dar sunt scriitori suceveni, nu? Cei din Prahova sau cei din Buzău sau așa, din Timișoara, sunt membri ai filialei. Deci, scriitori, membri ai filialei. Sau scriitori, atât, dacă vreți, pe bună dreptate. Că altfel riscăm să irităm mereu chestia asta, pentru că, pe bună dreptate, nu se consideră că scriitori băcăuani, nu lucrez în Bacău, nu scriu la reviste din Bacău, au alte reviste sau, mă rog, altă dimensiune literară și spirituală. Ei aparțin de filial. Bun. Și acum, juriu pentru anul acesta, să mai fac o precizare. Oameni buni, ei, faci să o leacă de liniște, că iar pățim în fiecare an aceeași poveste. Dom'le, dacă aveți site-uri online sau ce de care aveți, noi v-am dat și anul acesta, până la data la care să ne trimiteți cărțile pentru a intra la jurizare. Unii au venit și tocmai prin luna lui august, nu, domnul președinte? Până august, până la începutul septembrie. Noi am spus clar, până la 1 iunie. Am zis că hai să le acceptăm. Hai să învățăm normalitatea asta. Dacă spunem, și nu eu, comitetul director, azi, domnule, până la data respectivă, ca juriu, să aibă timp să le citească, să documenteze, ca să știe în cunoștință de cauză să stabilească premianță și notele pe care le acord. Da, vă rog, urmăriți aceste site-uri, mai ales în perioada de după anul nou sau începem cu luna lui februarie, când se mai termină cu sărbătorile, că noi vă anunțăm până când se depune și vreți cărțile. Pentru că am mai întâlnit și ca să spun, dar mie, de ce nu mai? Dar cartea mea unde? Dar ai trimis-o? Păi am trimis cândva, am lăsat-o acolo la filial, domnule, una, când scrii clar, pentru premiile pe anul 2024 și alta că ai lăsat-o acolo pe masă, la filial acolo și am găsit-o și noi și uneori am pus-o, alteori am pus-o în raft și acolo a rămas. Deci vă rog, fiți atent cu dumneavoastră, interesul dumneavoastră, nu interesul nostru până la urmă, să căutăm să avem cât mai multe cărți din anul respectiv ca să le jurizăm. Interesul dumneavoastră ca autori de romane, de cărți de poezie, de critică, să le trimiteți în termenul stabilit, ca și juriul să aibă timp să poată să le studieze, ca să judece în cunoștință de cauză. Pentru anul acesta, juriul a fost format din domnul Cornel Galben, președinte. Sper să-mi aduc aminte tot juriul. Vă rog să-l aplaudați. Ce să vă spun? Critic literar, poet, editor, redactor de reviste până mai ieri la, nu, revista Cadran, așa, cultural. A fost, numai că revista s-a închis. Așa, da. Mă rog. Suspendată, nu închisă, dar nu mai, așa. Da. Violeta Savu, la fel, ați văzut-o, știți, redactor la revista Ateneu. Vreți să le prezentați dumneavoastră? Haideți, vă rog. Haideți, vă rog, nu. Spuneți ce aveți de spus și după aia o să spun. Da, bun. E corect. Eu am vrut să vă juriu, dar dacă dumneavoastră țineți să vi-l prezentați, foarte bine. Mai bine să vă prezentați dumneavoastră. Da? Bine, atunci încerc scuză și vă cedez microfonul. Hai.
Să mai fac o precizare, să-l mai încurc coleg. O să încercăm, după ce dăm premiile, o să facem, am vorbit cu cei de la personal ca să eliberăm cumva sala, să ajutăm și noi să dăm scaunele pe margini, ca să aduc mesele și ajutăm și la adus mesele, când seara asta vrem să stăm la normal, la mese, să putem discuta ca oameni. Nu mai stăm pe afară și nu ne apucăm. O să aducem mesele de afară aici ca să fie așa o atmosferă, ca de premianți, să zic așa. Bine, vă mulțumesc. Haideți, domn președinte. Acum, doamnelor și domnilor, am avut o misiune destul de dificilă, chiar dacă inițial nu toată lumea a fost receptivă, nu toată lumea a urmărit site-ul filialei, așa că dacă am avut mai puține cărți de citit inițial și ne bucuram în sinea noastră, după aceea s-au dublat numărul cărților pentru că membrii jurului au avut și libertatea de a vota cărțile pe care dumnealor le-au considerat calitativ foarte bune în comparație cu cele înscrise. În întrunirea Comitetului de Conducere al filialei din 15 martie a fost desemnat juriul care urma să analizeze cărțile. Președintele, ați aflat cine este. Membrii jurului au fost Violeta Savu, Dan Bogdan Hanu, Nicolae Pogonaru și Liviu Popescu. Toți au fost foarte receptivi, au primit la timp lista cu volumele înscrise. Inițial au fost înscrise 20 de volume. 7 la poezie, 7 la proză, 1 la critică și eseu, 2 la publicistică și 2 la traducere. Spre ghinionul și al nostru și al unora dintre cei care au trimis cărțile la concurs, cărțile de poezie, câteva dintre ele erau antologii și conform cutumelor, antologiile nu se premiază. La fel traducerile. Sigur că unele dintre ele meritau cu prisosință premiu, dar n-am avut ce face, noi am respectat regula și chiar am ținut să o respectăm la sânge, cum se zice. În momentul în care s-a încheiat termenul limită, am făcut lista cu cei care s-au înscris, am trimis-o la comitet și după aceea membrii jurului au analizat fiecare a trimis votul lor pe categorii, pe premii, așa că la urmă mie nu mi-a revenit decât misiunea de a trece foarte bine, de a face exact diagrama și voturile care au avut, cei care au avut mai multe voturi au câștigat. Au fost și situații de balotaj, dar ne-am reorientat și am văzut exact care sunt micile diferențe. Sperăm să fie ales cu adevărat cărțile reprezentative și chiar dacă unii se vor supăra că nu se numără printre premianți, cărțile lor nu înseamnă că nu au valoare și că nu pot fi premiate și în altă parte, la un concurs, la ceva, sau nu se poate scrie despre ele. Eu mulțumesc conducerii filialei că a avut încredere în noi și sperăm ca premianții
la rândul dumnealor să se bucure de nominalizare, pentru că au fost și nominalizări care o să vedeți imediat în funcție de categoria respectivă. Domnul președinte. Vreau să mai fac, aplaudați, chiar și fac treaba ca lumea, să știți. A fost un juriu competent, vă garantez eu asta, și a fost apreciat de comitetul director. Poate știți ce comitet director ați ales în martie, vă să vă mai amintesc o dată? Da? Nu știu, da, că ai fost plecat în străinătate, sau ce să facă. Da, sorry. Mai, încă o dată, mai urmăriți site-ul filiale, atunci de ce îl mai avem, îl închidem dacă nu vă interesează. Păi, de ce fix, doamna Cristina Ștefan săraca stă și pune permanent orice activitate să fie, dacă nu ne uităm, degeaba mai punem, degeaba muncește doamna Cristina. Deci, comitetul director e format din președinte, din doamna Tăicuțu, Valeria Tăicuțu, membru, doamna Cristina Ștefan, membru, domnul Adrian Lungu, membru, așa, și domnul Ușurelu, membru, 5 persoane. Și 2 supleanți, Dan Perșa și cu Liviu Popescu. Deci asta e comitetul director după statut. Să ne trăiască, ia uzi, aplauze. No. Că așa spune doamna Cecilia, bun. Cu asta începem, intrăm în partea lor. Mulțumim juriului și chiar vreau să le mulțumesc pentru că au făcut o treabă bună. Chiar în condițiile în care unii, v-am spus, au adus cărțile prin august, unii le-au adus prin septembrie, la începutul septembrie, nu parcă așa a fost. Și am zis, băi, hai, mai închidim ochii, că doar suntem între noi, suntem colegi, acum suntem chiar, nu-i ca la piață, trebuie să fii sau la farmacie, fii exact, să bată balanță. Dar am rugămintea din partea comitetului, nu a mea. Anul viitor, haideți să mă uităm pe site-urile, dacă spun 1 iunie, 1 iunie, sau 1 iulie, 1, dar 1 iunie ca să fie timp, oamenii să citească. Vom vedea ce juriu va fi și cine va fi atunci. Dar cei care sunteți interesați, dacă nu să sunteți interesați să vă promovați cărțile, să le aduceți spre premiere, deci o să o facem noi, să vă rugăm. Mi nu se pare prea corect, stragem noastră, hai, ad. Că se întâmplă reversul. După, spre toamnă, așa zice, dom'le, dar cartea mea, care carte, unde ai trimis? Păi ce te-am lăsat-o acolo, pe masă. Repet ce am spus mai devreme. Deci haideți să intrăm într-o normalitate, că suntem oameni totuși responsabili pe chestia asta. Bun, și acum, o să începem cu premiile speciale. La premiile speciale, sunt 7 premii speciale dintr-o sponsorizare. Mai este un premiu special care se cheamă Victor Stan, pe care la vremea respectivă, când o să ajungem, o să rog pe doamna Geta Stan, soția defunctului Victor Stan, să dea mâneze premiu, cel care a stabilit așa. Și mai am un premiu special, l-am înființat eu, cu banii dintr-o altă sponsorizare, nu contează cine e sponsorul, pe care vrem să-l dăm în fiecare an alternativ. Un an la un poet din România, un an la un poet din Basarabia, care nu sunt membri ai filialei, pentru ceilalți sau premiile celelalte. Dar am instituit două premii acestea special, care zic, domnule, un an îl dăm pentru poeți, scriitori de România, numai poeți, scriitori de România, un an îl dăm pentru scriitorii din Basarabia, ca să creăm această punte și, din punct de vedere literar, între noi și frații noștri dincolo. Și nu mai știm, suntem frați, surori sau ce mai suntem, că ar trebui să spunem, suntem același popor, nu suntem frați și surori, știți? Dar, mă rog, e și aici o discuție întreagă, nu o fac eu, lingviști o fac, filologii, cei care sunt. Bun, deci o să începem cu premiile speciale. O să vă rog, cei care o să v-ați dus numele și o să veniți să vă luați placheta și pliculețul, pentru premiile speciale, seria și numărul de buletin și îmi semnați statul de plată, că trebuie să justific banii, iar pentru premiile filiale am nevoie de CNP-ul noastră, veniți cu CNP-ul, semnați și vă luați premiul și placheta și premiu, da? Ne-am înțeles, da? Care v-a zis numele, veniți, nu ne grăbim că... Așa, dacă, și aici încă, scuzați-mă încă o precizare, cine vrea să facă un laudațium, să spună ceva despre câștigătorul respectiv, poate să o facă și chiar așteptăm să facă. Și după aceea să o facă și după aceea vine și așa premiu. O să vă auziți numele și dacă cineva sau chiar noastră pe ce luați premiu, vă rog fiecare, barem să spuneți câteva cuvinte, că așa mi se pare corect, da? Ne-am înțeles, da? Bine, haideți, domnul președinte.
Încă o treabă, încă o precizare, ca să... Noi am făcut altceva decât anii din urmă. Azi, domnule, hai să ne promovăm ceea ce am făcut dimineață. Numele scriitorilor care mai sunt cu noi. Și atunci, fiecare premiu special poartă un nume a unui scriitor de-al nostru sau, la fel și premiile filiale, poartă numele la scriitori din area noastră jurisdicțională a filiale. O să vedeți, dar o să auziți un nume a premiului special și pe urmă numele noastră. Vă rog, domnul președinte. Tot ca o completare, pentru că au fost două situații de balotaj, am reușit să convinc comitetul director să suplinim premiile speciale cu încă două premii, așa că sperăm că ne-am achitat onorabil de sarcina încredințată. Mulțumesc și membrilor jurului cu care am colaborat foarte bine și acum să vedem care sunt câștigătorii. Premiile speciale acordate de juriu pentru anul 2020-2021. Așa a scris aici, eu citesc ce a scris. N-ați actualizat, domnul președinte. Citesc de pe lista mea atunci. Apărut premiul Calistra Costin, trebuie să văd la unde era anterior. Domnule, știu cine este, dar s-a schimbat atunci comitet, se numea altfel premiul. Premiul special Calistrat Costin, Mocanu Gheorghe. Deci este vorba de Romanul Dihonia. Dihonia, cineva mi-a spus o dată că ți-am citit Romanul Dihania. Zic, bine, se numește Dihonia, Dihonia dintre scriitori. Și cu asta am spus tot, asta este subiectul romanului. Nu voi spune mulțumesc familiei, mulțumesc nepoților, pentru că eu am scris cartea și nu ei, da? Deci ca să fie. Da. Deci inițial premiul era Nicolae Dabija și s-a stabilit ca el să fie Calistra Costin. Au fost nominalizați Adrian Lungu, Constantin Severin, Gheorghe Mocanu, Nea Dicernica. Da. Haideți să fac precizarea de ce. Pentru că noi am considerat că Nicolae Dabija e premiul care să-l dăm pentru ceea ce am spus mai devreme, pentru scriitori din România și Basarabia, Dabija fiind un mare patriot și un mare luptător pentru unire. Și atunci am zis, domnule, și prietenul nostru de ani de zile. Da, i-am schimbat în loc de Nicolae Dabija. Am regândit după aceea și atunci am zis, cine mai nimerit decât Calistra Costin? Nu? Chiar este pe sufletul meu acest film. Îi mulțumesc foarte mult și acum îmi dorim să dea Dumnezeu să ierte de toate păcatele pe care le-a pus și față de noi și față de familie. Premiu special Vasile Tărțianu, Marieta Rădoi. Pentru volumul Pacientul Zero.
au mai fost nominalizați Adrian Botez și Mariana Zavati Garner. Mă onorează ceea ce se întâmplă astăzi. Mulțumesc jurului că așa trebuie să facem. Mulțumesc jurului pentru încredere. Am stat aproape 20 de ani, am fost membră a Asociației Scriitorilor la București, dar vă spun cu toată sinceritatea că tângeam după întoarcerea acasă. Și până la urmă minunea s-a întâmplat, pentru că mi s-a acceptat transferul de la București la Bacău. Mă simt exact cum ar trebui să se simtă cineva care a tot rătăcit și s-a întors la locul său. Poftiți? Da. Ce să mai spun, că îi felicit pe toți colegii care au fost premiați și Doamne ajută și pentru anul viitor și pentru peste 10 ani. Premiul special Alexandru Piru, Gheorghe Iorga. Au fost nominalizați Neadi Cernica, Culiță Ioanu Șurelu și premiantul. Mulțumesc jurului. E o fericită coincidență pentru că Alexandru Piru mi-a fost profesor al doilea la Facultatea de Litere a Universității București. El este celebrul autor al sintagmei care ne-a dat mult de gândit, niște personalități din imediata noastră contemporaneitate, referindu-se la rivalii săi critici. Ce carte a fost premiul? Vremea vine. Premiul special George Bălăiță. Premiul domnului președinte Victor Munteanu. Eu o citesc în ordine. Păi nimic. V-am încurcat diploma dumneavoastră, o luați din stânga și o puneți în dreapta. Vale, mulțumesc jurului. Mulțumesc filialei, președintele filialei, Dumitru Brodianu. Și venind de acolo până aici, mi-am adus aminte că în această sală, timp de
20 de ediții ale Festivalului Concurs Național de Creație Literară Garda 22, dădeam și eu premii la alții. Iată că întâmplarea a făcut ca să primești și eu un premiu. Drept pentru care nici nu mai merită să zic așa. Mulțumesc frumos și doamne. E pentru volumul Strigătul Memoriei. Au fost nominalizați Gheorghe Mocan, dacă sunteți atenți, se aude. Se aude. Monteanu, Maria Elena Cușmir, Adrian Lungu, Oana Mihaela Sari. Câștigătoare este Oana Mihaela Sari. Pentru volumul Milionarul și alte povești. Povești. Vă mulțumesc mult. Sunt emoționată. Surprinsă. Cât de plăcut este să observ că uneori efortul chiar este răsplătit. Și spun asta cu gândul la faptul că recunoștința și recunoașterea sunt în zilele noastre ce mai rare. Mă simt privilegiată și sunt recunoscătoare, simt recunoștință pentru dumneavoastră cititorii, recunoștință juriului și acest tip, pentru încredere acordată, acest tip de încredere mă face să... Nu știu, sunt emoționată. Mă motivează și mă remotivează și mă aripi. Și știu că cei care au încredere, unii în alții, reușesc să dea aripi proiectelor și să realizeze lucruri cu sens. Deci, vă mulțumesc și... Cum v-am spus, sunt fericită, emoționată și lucrul acesta mă obligă. Da. Ce ne rămâneți? Nu am. Mă duc să da, bine. Ați văzut că am intrat în vârtejul emoțiilor. Bun, acum suntem... Mai greu decât concurenții, dar să mă iertați. Unul din cele două premii pe care le-am propus jurului a fost unul de eseu. Ca să diferențiem ideea de eseu, să fie eseu pur. Și atunci ați observat că Nea Bicernica a fost nominalizată în mai multe rânduri, dar din păcate nu a întrunit la categoriile respective votul majoritară. L-a întrunit de data aceasta și a primit premiul Solomon Marcus. Artistă plastică și graficiană plecată dintre noi, sunt desene din tinerețe. Mulțumesc și tuturor și care au avut încredere în mine și continuă să aia. Tot din premiile
propuse comitetului director. Este un premiu special pentru publicistică literară. Culiță Ioan Ușurelu. Pentru volumul Dialoguri polifonice, 100 de interviuri cu scriitori. Mulțumesc juriului. Este vorba despre o carte la care am lucrat 10 ani, Dialoguri polifonice, 100 de interviuri cu 100 de scriitori, bineînțeles. Vă mărturisesc, este prima dată când o fac, nu mi-a fost ușor să intru în casa lui Breban, lui Manolescu și mai ales în Italia, în casa Mariei Șaleapina, fata marelui cântăreț Șaleapin. Din păcate, și nu din cauza mea, Maria Șaleapina a murit după ce am luat eu interviu. Mulțumesc încă o dată! Nu mai iau interviuri! Acum e momentul să zic în care un premiu special e dat, repetam, de către doamna Geta Stan, în numele soțului său, poetul Victor Stan, care a plecat dintre noi acum vreo 2 ani, nu? 2 ani cred că sunt. Juriu, tot juriu ales cu Isoldean, numai că partea de mălai este din partea lui doamnei Geta Stan, în numele soțului său, sau la înțelegeri cu soțul său, nu știu eu cele mai sură spun cum ați proceda. Vă rog, doamna Geta, spuneți-mi asta. Cum vreți. În memoria domnului Victor Stan, un poet de foarte mult timp, ofer acest premiu cât o să trăiesc. Cu mare drag. Domnului Severin Constantin, care o fiu la nu știu. Și o sculptură. Nu știam de ce mi-a zis că azi că iau premiu, eu nu știam. Da, dumnealui i-a spus că am visat că ia premiu, dar i-am visat cu ochii deschiși. Nu, n-am visat. Eu. Și această plachetă și suma de... Asta și cu asta e 1000. Hai de mine. Vă mulțumesc mult și nu l-am cunoscut pe Victor Stan, dar sunt onorat să primesc acest premiu care mă bucură și mă întristează în același timp. Mă bucură că îi poartă numele și cunosc soția, uite, zilele acestea și mă întristează că nu mai este printre noi. Mulțumesc mult! Sunt cea mai încântată că am oferit un premiu în memoria soțului meu, dumneavoastră, cel mai destin scriitor pe care l-am cunoscut. Mulțumim, da? Și domnului Constantin Severin. Nu, nu aveți desemnat, pentru că v-am spus... N-aveți desemnat. Nu, pentru că premiul oferit direct de doamna Stan. Nu, eu nu decontez banii ăștia, eu decontez premiile speciale care sunt din banii care trec prin filială. Și cel care spuneam că vrem să dăm, să facem această, nu știu, nu invenție, dar cred eu că e un lucru bun să dăm alternativ un premiu unui scriitor din România și unui scriitor din Moldova. O să începem anul acesta cu un scriitor din România. Prietenul nostru din totdeauna, vă spuneam mai devreme, care a fost pe la noi de vreo 15 ani tot, vine la toate manifestările noastre, mai mult Băcăuan și decât Gălățean, dacă vă spun eu că e mai mult așa, domnul Viorel
Dinescu. Premiul se cheamă Nicolae Dabija și chiar o să rog să spună câteva cuvinte în memoria al Nicolae Dabija, cel care a câștigat de două ori premii ale lui George Bacovia la festivalul care făceam noi toanul bacovian în George Bacovia. De două ori Dabija a câștigat și premiul Opera Omnia și a câștigat și un premiu pentru poezii. Vă rog, domnul Dinescu. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-a făcut-o în fața prietenilor mei. Am să deschid, pentru că v-am obișnuit cu câte un motou, am să deschid, alocuțiunea mea cu un motou din Nicolae Dabija, iată-l: dorumii de dumneavoastră ca unui zid de o fereastră. Prieteni, după cum bine știți, Nicolae Dabija a luptat pentru limba română, a luptat până la un capăt, capătul s-a terminat acum 2 ani, pentru unirea cea mare, de cea a doua mare unire, Basarabiei cu România, așa cum a făcut-o și Grigore Viero, un alt prieten de-al meu, și ajuns aici, vreau să spun că eu cu Grigore Viero și cu Nicolae Dabija și sigur cu alții din Basarabia sunt prieteni de o eternitate și ceva, luați-o la modul metaforic. După cum bine știți, Nicolae Dabija este un poet nu notabil, este un poet foarte interesant, un poet, mare poet, e și prozator, e și publicist, un publicist de temut și, după cum bine știți, directorul revistei Literatura și Arta, în penultimul număr a tipărit Culiță Ioan Ușurelu, pe care îl cunoașteți. Dacă nu-l cunoașteți, vă amintiți acum câteva clipe. Așa, revista am să prezint mâine la orele 10 sau după orele 10. Deocamdată exemplarul ăsta o să îl ofer domnului președinte Dumitru Brăneanu, i-am promis mai înainte. Și vreau să vă spun că Nicolae Dabija, dacă o să fie o sesiune Nicolae Dabija, sigur că voi fi în prima linie și voi vorbi exact ce aici ce trebuie despre Dabija, dar vreau să fac precizarea că în timpul vieții lui și în timpul vieții mele, Nicolae Dabija a scris un poem cu titlul De la noi, da, De la noi, și l-a publicat în numărul 1 din ianuarie 2007, cu dedicația pentru Viorel Dinescu. Sigur, cineva de la Galați, nu dau nume pentru că mi se face silă, așa să mi-aduc aminte, mi-a cerut poemul, i l-am dat și a tăiat dedicația. Dacă dumneavoastră îmi dați o explicație așa reală, de ce a tăiat dedicația lui Dabija pentru mine, o accept. Explicația lui a fost, am vrut să vă apăr și pe tine și pe Nicolae Dabija și l-am întrebat de ce, de muște, de fluturi, de ce? Mă rog, de umeri falși. Stimați prieteni, iată poezia. Deci de la noi. De la noi și până la voi, ca de aici și până la lună, cad zăpezi și pică ploi, ca să nu fim împreună. De la voi și până la noi, pe pârâul din grădină, parcă ar trece un război care nu se mai termină. Soarele tăcut răsare peste un râu lat ca o mare. Dintr-o țară trei fragmente, parcă ar fi trei continente, iar la prut, pe partea stângă, într-un zid lung cât o ușă, și Nicoane stă să plângă, Dumnezeu prins în cătușă, curge un râu spre nicăieri, parcă-i drum de răstigniri, fratele își întreabă sora, dar la tine câte ora? Pe o moșie patru state, cerul ni-i de lacrimi ud, dar te simt, te știu, te aud.
ești în inima mea, frate, pe sub gheață, pe sub sloi, curge prutul înapoi, de la noi și până la voi, de la voi și până la noi, de la noi și până la noi. Deci premiul special se acordă pentru întreaga creație literară a scriitorului Dinescu Viorel. Vă mulțumesc mult! Să vă dea sănătate multă! Și mai avem o surpriză pentru doamna Paraschi Florentina. O chem să vină aici și vă rog să vină aici. Este o diplomă de onoare, o dăm pentru că l-a însoțit de-a lungul anilor pe domnul Dinescu Viorel în toate peripețiile. Și atunci că merită această diplomă de onoare, așa. Da, vă uimiți cu așa. Da, vă uimiți. Numai pentru însoțitor. Nu, dacă cumva aveți vreo... Avem și noi talente. Dacă aveți vreo carte scrisă ceva... Avem și da? Cărți scrise, dar nu-mi place să vorbesc despre mine și m-ați luat prin surprize. Ei, lasă, e o surpriză plăcută, da? Bine atunci. Bun, aplauze. Și acum trecem la premiile filialei. Am făcut o mică trecere așa pe lângă regulament și am zis că premiul de debut, cel puțin anul acesta au fost 4 concurenți, să-l împărțim în două. Adică un premiu pentru tineri până la 20 de ani și un premiu pentru tineri la 20 până la 35, când prevede regulamentul. De ce? Păi să stimulăm și tinerii din licee. Păi dacă nu le dăm și tot așteptăm ca ei să vină către noi, dar noi stimulăm, n-am făcut nimic. Și atunci am zis, hai să împărțim în două. Și primul se cheamă pentru un Petri Scutelnicu, de care vorbim, că a murit cel mai tânăr dintre toți cei care erau pe lista, el a fost unul din cei mai tineri și cred că n-am greșit dacă am zis Petri Scutelnicu. Chiar merită. Și acum vă rog, domnul președinte. Au fost nominalizați poeții Ștefan Șandru, Bogdan Alexandru Petcu, prozatoarea Eleonor Chirilă și dramaturgul Ionuț Preda. Deci Eleonor, având 16 ani, se încadrează perfect. Pentru proză, bineînțeles, este vorba de volumul al 12-lea ceas. Laudațiu. O cunosc pe Eleonor de anul trecut, când am ajuns la Liceul Unirea, unde este elevă astăzi în clasa 11-a, elevă numai de 9 și 10, de fapt mai mult de 10. Deci când am ajuns acolo anul trecut, eram pesimist total apropo de viitorul literaturii române. Când i-am citit cartea, romanul, care a fost premiat și la Focșani, mi-am dat seama cât de mult greșeam. Eleonor scrie frumos, este o fată harnică, serioasă, poate prea serioasă, muncește foarte mult și la școală și la creația proprie. E bine, văzându-o, mi-am zis, literatura română este pe mâini bune. Eleonor va scrie în continuare și ca ea sunt sute și mii de copii. Deci să nu mai fim pesimiști. O felicit pe Eleonor, pe mama ei, pe tatăl ei care sunt în sală și sunt fericiți și chiar pe bunica ei. Te rog, Eleonor. Bună seara, onorat juriu, bună seara, stimați invitați. Până mai ieri, orașul Bacău îmi amintea de bucuria adolescentină de a vizita marile și frumoase reședințe de județ ale patriei. De astăzi, însă, va ocupa un loc special în inima mea.
Domnul scriitor profesioniști, mă onorează acordarea acestui premiu și totodată mă încurajează să continui să scriu și să nu-mi dezamăgesc cititorii. Mă voi strădui să demonstrez că acest premiu a fost un stimulent pentru mine și pentru creația mea și pentru sporul meu literar. Vă mulțumesc din suflet! Deci după un volum de proză urmează un poet pe care l-ați și ascultat recitalul de poezie, Bogdan Alexandru Petcu. Bună seara din nou! N-aș putea spune că nu mă bucur, chiar mă bucur și vreau să mulțumesc juriului pentru votul de încredere pe care l-a acordat, să spunem, debutului unui personaj marginal, cel puțin eu așa cred despre mine. Nu îmi place să intru adânc în conexiuni cu ceea ce înseamnă lumea literară, prefer să nu fiu nici outsider, dar să fiu puțin în safety zone la margine. Mă bucură și dintr-un alt motiv, că eu sunt băcăuan. Când eram în liceu, doamna dirigintă, care era și profesoară de limba română, ne aducea revista Ateneu la clasă. Am crescut cu Bacovia. Bacovia a fost unul dintre primii poeți pe care i-am imitat și spun asta fără rușine, deoarece cred că a scrie, a deprinde meșteșugul ăsta, înseamnă să imiți în primă fază și bebelușul imită comportamentul părinților, așa se face învățarea. Important este să îți dai seama la o anumită vârstă că totuși imiți. Cred că ăsta e pasul, saltul cel mai important. Să-ți dai seama când imiți și să ajungi să ai o amprentă stilistică, să spunem așa. Prin urmare, mulțumesc juriului și vă mulțumesc și cum ați ascultat. Și acum premiile pentru Cartea Anului. Premiul Ion Rotaru pentru Cartea Anului de critică literară și critică literară a rămas, Constantin Călin. A fost singura nominalizare, deci votul unanim. Pentru volumul Bacovia. Iarăși Bacovia. Vă spun imediat. Iarăși Bacovia, glose și jurnal. O să-l acordăm, o să-l dăm noi să-l acordăm la domnul Cornel Galben să-l duc acasă că-s vecini acolo, pentru că domnul Călin chiar nu poate veni. Să fie și niște intervenții, se mișcă foarte greu, are multe probleme de sănătate și m-a rugat să îl dăm domnul Galben ca să îl duc acasă, domnul președinte. Așa că, domnul președinte, vă felicit! Domnul Călin merită cu prisosință, dovadă și unanimitatea membrilor jurului. Și ceea ce a făcut pentru Bacovia și pentru Bacău și pentru poezia românească înseamnă foarte mult. Premiul Duil Zanfirescu pentru Cartea Anului de proză, nominalizați Oana Mihaela Savin, Adrian Lungu și atât. Câștigător Adrian Lungu pentru volumul Labirintul. Uh,
Mulțumesc foarte mult jurului, căruia trebuie să fiu recunoscător. Cu atât mai mult cu cât eu scriu mai mult pentru bucuria de a mă lăsa îmbrățișat, ca să zic așa, de năzuroasa creație și a savura, dacă vreți, frumosul din oameni și urâtul, frumosul și urâtul chiar și din mine. M-a bucurat foarte mult, precizez o chestie care pe mine chiar mi-a plăcut, i-am și spus unui domn care se pare că a citit cartea și a și scris ceva despre ea și fraza care mi-a plăcut mie cel mai mult este că acest roman, zice, nu se povestește, se citește. Și asta chiar m-a bucurat mai mult decât dacă ar fi lăudat-o. Deocamdată atât am vrut să vă spun. Dacă cineva vrea să mai adauge ceva, mai ales dintre critici, la cartea Labirintul, pe care totuși știu că ați comentat-o. Mă gândeam la domnul Isache sau la cine, sau la doamna... Haideți, domnul Isache, vă rog. Păi nu am dat între tineri, am zis dintre din cei care au scris despre carte și să ne spună câteva lucruri. Două lucruri. Odată o confuzie s-a văzut cu cartea lui Ușurelu, Dialoguri polifonice. Este o carte de excepție, ea trebuie privită ca atare, nu este un simplu dialog, vă rog tare mult, este chiar, iarăși mai spun o dată, o carte care trebuie citită, este o lucrare unică, putem demonstra, se poate lucra, e o adevărată istorie nu numai a literaturii, ci și a culturii, e extrem de interesantă. Despre Adrian, ce să vă spun decât că spune până la urmă titlul, Labirintul, radiografiază labirintul sufletesc al fiecăruia, al tuturor generațiilor, aș spune, dar cu precădere al tinerilor. Este chiar o carte care se adresează tinerilor și nu este o carte ușoară, pentru că în sine existența este labirintică, este o permanentă căutare și este o carte actuală pentru că surprinde ultimii ani. Vreau să vă spun că unul din defectele literaturii contemporane este că nu mi se pare ancorată în realitatea imediată. Neglijăm realitatea imediată. Felicitări, Adriane. Ultima, Adriană. Da? Felicitări din toată inima. Da? Premiul George Bacovia pentru cartea anului de poezie. Au fost două nominalizări, Valeria Manta Tăicuțu și Marieta Rădoi. Câștigătoare este doamna Valeria Manta Tăicuțu, care de data aceasta a acceptat, pentru că până acum 7 ani de zile a recuzat, fiind membra comitetului de conducere. Volumul Marea Sarcastică. Pentru Marea Sarcastică, mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut, unii l-ați fi citit. Vă mărturisesc că nu mă simt niciodată confortabil atunci când iau un premiu, mai ales un premiu atât de copleșitor, de important, cum este premiul George Bacovia. Eu n-am început să scriu de când eram copil, am început să scriu prin liceu și să știți că n-am început cu poezie, am început cu teatru, am trecut pe urmă la proză, de la proză la critică literară și abia în 2004 m-am apucat de poezie. Eram deja bătrână. În 2004, nu numai că m-am apucat de poezie, dar m-am apucat și să trimit grupaje de versuri
cu minte ordonată, la revistele care mai organizau concursuri de poezie. Din cauza vârstei, să știți că am ratat câteva concursuri importante, dar în 2004, anul în care am început să scriu, am luat și cel mai important premiu din viața mea, care este Premiul Internațional Lucian Blaga. L-am primit în curtea casei lui Lucian Blaga și mi l-a acordat criticul Ioan Simuț, căruia îi rămân profund recunoscătoare, pentru că dintre toate numele de acolo, și erau nume mari, ca să amintesc pentru cei tineri unul singur, numele lui Claudiu Comartin, care este pe val, și am câștigat eu o profesoară la școala ajutătoare din Râmnicu Sărată. De atunci am continuat să scriu, dar nu prea m-au încântat premiile, mi-a fost ușor să trimit și să primesc diploma acasă și a fost foarte bine. Aici mi-a fost greu să trimit cărțile, Costinel, Dumnezeu să-l odihnească, de fiecare dată mă împingea de la spate și ultima carte pe care mi-a premiat-o el a fost Copiii plictisiți ai întâmplării în 2014. A fost ultimul premiu pe care l-am luat în afară de acesta. Marea Sarcastică este o carte despre război și despre moarte, așa cum Pântecul fierbinte al Urii este o carte despre război, despre moarte și despre ură. Vă mulțumesc pentru premiu. Îmi dați și... Și acum un premiu care încununează munca unui scriitor de-a lungul anilor, mai mult decât premiile anuale. Au fost nominalizați Grigore Codrescu, Ovidiu Genaru, Viorel Savin și Ion Tudor Iovian. Premiul Opera Omnia revine domnului Grigore Codrescu. Vă să rugăm pe domnul Petruș Andrei, colegi, care a scris despre domnul Codrescu, să spună câteva cuvinte de laudațiu. Vă strebdare, nu vă grăbiți. Dacă v-ați grăbit, vezi că ați îmbătrânit. Da, vă rog. Când am intrat aici în sală, domnul președinte m-a anunțat că trebuie să fac un laudatio pentru scriitorul Grigore Codrescu. Ce laudatio pot să fac eu acum, când am scris o carte despre domnia sa, despre seniorul Grigore Codrescu, o carte pe care o puteți citi, acolo am și o motivație. Am mai scris o carte și despre doamna profesoară, scriitoarea Mariana Velisar Codrescu, o carte care va apărea și atunci când va fi lansată, poate maestru Grigore Codrescu să mă invite și pe mine la lansare. Ce să spun, maestre? Vă invidiez, vă felicit, dar din toată inima. Vă rugăm, domnul Codrescu, criticul nostru literar, eseist, o viață a lucrat pe tărâmul literaturii și ca profesor și ca director și are o biografie foarte complet și vă spun un secret. Spunea cândva la Alexandriada, eram la sala la protoierie și a spus o chestie interesantă. A zis, dacă vreți să vedeți ochii lui Eminescu, uitați-vă la ochii soției mele, care este stră-nepoata lui Raluca Eminescu. Vă rog.
Felicitări. Eu îl felicit pe septuagenar. E cu 15 ani mai mic decât mine, vă dați seama? E tânăr, dar s-a făcut datoria astăzi și el, fără niciun fel de demagogie, la modul sublim. Este formidabil. Deși dumnealui are pregătirii de doctor inginer și totodată are cărțile de poezie în modul cel mai sincer exprimate cu pornind din pământul românesc. E un om care își iubește țara, e un președinte bun. E un om, nu că mi-a fost de acord cu premiul ăsta pentru mine. Eu n-am decât un singur merit, că-s bătrân, adică senior, cum a preluat cuvântul cineva. Mie nu-mi place cuvântul bătrân, numai câinii îmbătrânesc. Oamenii sunt seniori, adică au o aură specială, mai ales cei care lucrează în literatură, care scriu, pentru că astăzi am trăit și ieri momente deosebite, căci vorba aceea, vorba lui Eminescu, ce e poezia? Înger palid cu priviri curate, voluptos rocui cu ani și cu glasuri tremurate, strai de purpur și aur peste țărână cea grea. Sau cântă zeiță mânia ce aprinde pe Adril Peleanul, patima crudă cea heilor, mii de amaruri aduse, căci împlinite fu voia lui Zeus de când Agamemnon s-au împăcat după cearta ce fuse între dânsii iscată. Totodată am fost încântat, de ce să nu vă spun, dacă mai aveți răbdare, că unii din prietenii mei n-au mai putut veni. Au trecut Stixul. Au plecat. Mi-erau dragi. Nu-i mai spun pe nume, că ați fost, i-ați evocat în mod deosebit de frumos, dar eu mă declar robul unor coincidențe și pentru ca să nu le sar fără voie, am să vă spun câteva. Cuvântul coincidențe nu trebuie să vi-l explic eu. E vorba de faptul că acum 8 decenii a murit tatăl meu. N-are legătură cu ce facem noi aici. La canalul Dunărea Marea Neagră, canalul Morții, n-are mormânt. Nu l-am găsit. Primarul mi-a arătat o movilă. Mă iertați că nu vreau să creez momente de lacrimogene. Totodată vreau să vă spun că am intrat în viața literară, unde mă încurajam mai mulți, inclusiv de la tribuna din Sibiu și Calistra Costin, pentru că elevii mei m-au împins indirect, deși mulți nu mai sunt pe aici, au plecat. Nu discut sociologie pentru că nu-i nevoie. Nu aveți dumneavoastră nevoie, sunteți foarte inteligenți și importanți. Dar un singur lucru n-am, fac și o glumă, că i-am învățat pe elevi să cultive umorul și încă ceva, să nu-și critici țara. Le-am spus că atunci când regele Carol I a venit în România, în câteva zile a apărut în câteva locuri un ceas mare. Și cineva l-a întrebat, un gazetar rău de gură, că erau atunci ca și acum, de ce, maestate, ca să vină toți odată la adunări? Că românii vineau la o oră, nemții la o oră, ungurii la o oră. Le-am spus și la elevi, au râs pe capete. Zic, fiți atenți unde vă duceți în orice țară, că să nu pățiți așa. De mulțumit, sigur, nu pot să mulțumesc juriului, că juriul și-a făcut treaba. Și un juriu competent,
nu că mi-o da mie chestia asta, care mă bucură, fără îndoială, dar pentru faptul că am trăit bucuria unui moment deosebit la vârsta asta, la vârsta asta destul de seniorială. Vă doresc zile bune și sănătate și trăiți. Înainte de a vă ura succes cu volumele la viitoarea competiție din 2024, e de datoria mea să vă anunț că la premiul Victor Stan s-a creat o mică... A venit doamna și l-a amânat. E de datoria mea să vă anunț că au fost nominalizați Constantin Severin, Alexandru Dumitru, Mariana Zavati Gardner și Mihaela Băbușanu. Vreau să adaug ceva, că nu-i frumos. Eu sunt omul izolat de la început și așa am rămas până acum. Și trebuie să spun două vorbe frumoase despre soția mea, care sună acum. I-am aflat ceva din program. Și este persoana care a suportat multe din partea mea, pentru că, așa cum îți bărbații, zic că multe persoane și-au zis și aici, ci pentru că m-a încurajat. Undeva într-un sat am construit cu o firmă de specialitate un monument, dispăruse casa bătrânilor. În altă parte am urmărit ce se întâmplă cu mormintele lui Calistrat Costin și Marcela Costin. E, la un moment dat te ocupi de chestii de astea. Uite, televiziunea locală e foarte atentă și cred că va fi... E vorba de televiziunea literară, nu televiziunea locală. Scuzați-mă, care... locală, mă scuzați, m-am exprimat. Nimic n-am învățat electronică, nu era în obiectul când eram eu elev. Deși profesorul Dinescu știe și el, așa bine. Cum? Deci întreaga manifestare a festivalului nostru va fi, a fost înregistrată și va fi difuzată în mediul online de televiziunea literară. Îl avem aici și pe directorul Eugen Ungureanu, așa că merită aplauda și el. Din partea mea, succes în continuare!